Avem astăzi câteva dintre poveștile astea de vacanță, dar înainte de distracție și răsfăț, eu zic că trebuie să cunoaștem o poveste specială. Este povestea unui om care a primit o lovitură grea la 17 ani, la vârsta la care ai lumea întreagă înainte și crezi că nu ți se poate întâmpla nimic și că nimic nu devine imposibil. Ei bine, omul despre care vorbesc a rămas fără un picior în urma unui accident de mașină. Acest lucru nu doar că nu l-a înfrânt, dar l-a făcut să devină și mai puternic. A tras de el cât a putut, iar acum, la 11 ani după momentul care a schimbat viața, omul ăsta este campion național la Scandenberg. Așadar, vreau să vedeți povestea aceasta extraordinară a lui Sergiu Țecu, iar apoi vine aici în platou împreună cu frumoasa lui familie. Priviți câtă putere pe acest om! Sergiu Țecu a ieșit campion național la Scandenberg încă de acum 3 ani de la primul său concurs. De atunci se antrenează câteva ore pe zi și domina autoritar categoria la care concurează. Voința și determinarea i-au fost puse la grea încercare în urmă cu 11 ani. Avea doar 17 ani atunci când un accident de mașină i-a schimbat viața complet. La vârsta de 17 ani am avut un accident rutier. Am fost pasager într-o mașină cu doi prieteni. Ne îndreptam spre un club. La întoarcere, teribilismul, vârsta probabil, a acceptat provocarea, s-a luat la întrecere și a soldat cu urmări grave. Ce s-a întâmplat? Mie mi s-a amputat un picior. Am stat vreo 3 luni de zile prin spital, am făcut recuperări un an și ceva. Până m-am pus pe picioare, până am învățat să merg în continuare, și m-am învățat să merg pe bandă, bicicletă, pur și simplu ca un copil mic, momentan. După care am trecut de la alt nivel și am continuat cu sportul. Te-ai întors la școală? M-am întors la școală, am trecut cu brio. Mi-am continuat studiile, am terminat și facultatea. Sportul a fost cel care l-a ajutat să-și revină. Pasionat de fitness și ajutat de părinți și prieteni, Sergiu și-a amenajat o sală de sport acasă. Aici a început să se antreneze, să se recupereze, să-și dedice practic viața exercițiilor fizice. Așa a ajuns antrenorul personal al prietenilor lui. Mai rar, Octave. Respiră, Ovidiule. Hai. Tot prietenii i-au spus că ar avea potențial pentru a participa la concursurile de Scandenberg. Sergiu i-a ascultat și a improvizat o masă pentru a-și testa puterile și a început să se înscrie în competițiile oficiale. Partener de antrenament i-au fost tot prietenii. Păi aici este masa de Scandenberg, făcută de mine acum 3 ani am făcut-o. Astea sunt padurile, delimitatoarele, mai pe românește. Aici trebuie să atingem noi în momentul când facem antrenament. Deci care a venit aici a pierdut. Am înțeles. Pe care văd că le-ai făcut din lemn. Da, sunt plută. Improvizate. Arată-le la cameră. Da. Sunt făcute pentru uz personal. Cu astfel de antrenamente a ajuns campion național și pe locul 3 în Europa. În ciuda eforturilor susținute la sala de forță, Sergiu nu și-a neglijat niciodată familia. Și-a cunoscut soția pe când avea 20 de ani, iar azi e fericitul tata 2 fetițe cu care încearcă să-și petreacă timp cât mai mult. Am cunoscut-o pe Liliana, ne-am căsătorit după 6 luni. Cum e viața voastră de familie? Păi e una foarte frumoasă. Având în vedere că am mai mult timp liber, îmi ocup timpul cu fetele. Ele sunt motivația mea, ca să spun așa. Soția lucrează, e la muncă. Da, soția lucrează. Da. Dimineața le îmbrac, le schimb, le duc la grădiniță, le aduc. Îmi petrec timpul cu ele după grădiniță. Tot ceea ce ține de părinte, ca să spun așa. Colorăm, ne uităm la desene, dormim, facem sport chiar. Faceți sport cu tati? Ce sport îți place, Maria? De copii. De copii? Și ție, Antonia, ce sport îți Tot place? Tot de copii. Tot de copii? Ce îți place să faci cel mai mult la tati? În sală? Bandă. Și ție, Maria? Da, bandă. Tot bandă?
El este campionul nostru național, Sergiu Țecu, care acum este aici, este însoțit de soția lui Liliana și de cele două fetițe pe care le-ați văzut mai devreme, Antonia și Maria. Să-i poftim! Salut, Cătălin! Salut. Salut! Bravo, campionule! Mulțumesc! Ești încălzit? Da! Vreau să fac un Scandenberg cu tine, dar dacă ești încălzit, n-are rost, te las așa. Haideți, luați un loc, arătați foarte bine și v-ați îmbrăcat toate trei în roz. Da, haideți aici pe canapea și fete... Da, luați un loc aici pe canapea, luați un loc pe canapea. Antonia, mâna sus! Cine? Mâna sus, Antonia. Mâna sus, Antonia. Ia și tu un loc, te rog mult de tot, lângă ele. Stai lângă mami. Pentru că, Antonia, am un cadou pentru tine. Costule! Opa, opa, scuze. Te rog să iei un, okay, să iei un loc. Și Maria, am și pentru tine un cadou. Ce zici de treaba asta? Mulțumim. Am zis că dacă tu veniți la mine la emisiune, să fiu așa, prieten cu voi. E bine? Sunteți foarte frumoase. Iar povestea ta este senzațională. Câtă muncă și câtă putere psihică în același timp. Da, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia ca să-mi împărtășesc această poveste și această experiență. Și totodată progresul pe care l-am făcut, atât pe plan profesional, cât și în viața de familist. Am văzut cine e antrenorul, soția, a pus mâna pe tine și a zis, ok, e bine, nu trebuie să ai emoții. N-ai văzut că am simțit? Emoțiile sunt de partea ei, cred că nu de partea. Da, de partea ei nu cred că are. Ai emoții? Avem. Cred Liliana, ai emoții tu? Da. Ai emoții, dar ai un soț foarte tare. Constructiv, da. La 17 ani s-a întâmplat nenorocirea asta. Da, din păcate, da. Pentru că erai la liceu, în clasa cât erai? Clasa 10-a. A 10-a... Și ce înseamnă teribilismul, nu? Teribilismul și, ca să zic așa, o cumpănă a vieții. Tu erai pasager, nici măcar da, eram pasager, nu conduceai. Da. Și în urma accidentului, practic, ți-ai pierdut piciorul. A fost mult mai grav decât atâta, dar luptând... Adică și... ce înseamnă mai grav? Păi am fost operat și la piciorul drept, am mai avut două coaste... fisurate, deci am tras. A fost un accident grav. Exact, da. Dar asta nu te-a făcut să te dai bătut. Nu, și ai mers mai departe și ai ajuns campion național la Scandenberg. Exact, m-a făcut mult mai puternic și m-am axat mai mult pe plan sportiv. După. Da, după accident. Te-ai văzut în spital, nu? Da. Și aveai 17 ani, clasa 10-a. Viitorul în față. Ți-au zis doctorii, trebuie să rămâi fără picior sau cum a fost? Da, ideea că m-a ajutat foarte mult psihicul. Am fost tare. Familia a fost alături, prietenii. Dar cum s-a întâmplat? Deci după accident ai trezit direct în spital? Da, m-am trezit în spital. O perioadă am stat în comă, vreo 8 ore, cam așa. După care m-am trezit, m-am băgat direct în operație. După ce mi-am revenit, m-a ținut 12 ore în operație. Știi că o să-ți taie piciorul? Deja era. Când te-ai trezit din coma, da. Aveai piciorul tăiat? Da, da. Deci era secționat de atunci. Și după... După am încercat să revin, să... Ai stat ceva luni atunci în spital? Să gândesc pozitiv. Am stat 3 luni jumate, cam așa. La terapie intensivă chiar. 3 luni jumate? Da. Și te-a ajutat să depășești momentul ăsta un psiholog, cineva? Nu, n-am avut. Eu am fost singurul psiholog al meu. Deci nu, n-am avut nevoie de psiholog. Am avut nevoie o perioadă de liniște, mi-am pus ordine în gânduri și am privit viața pozitiv. Adică ți-ai zis, bă, am 17 ani, trebuie să fiu puternic. Trebuie să merg mai departe, să lupt ca să trăiesc. Mai aveai 2 ani de liceu determinat. Da, 2 ani de zile. Și te-ai întors apoi la școală? Da, am avut 2 ani de zile, aproximativ 2 ani de recuperări, după teribilul accident. Da. După care m-am apucat de sport. M-am reapucat de sport. Eu practic fac sport de la 15 ani. Și am continuat cu fitness-ul. Pentru că tu făceai fitness asta, da, și ai continuat. Am continuat urmând să-mi fac acasă o sală pentru a fi atât mai comod cât și benefic. Și pentru recuperare. Și pentru recuperare, da. Nu aveam eu toate aparatele necesare pentru recuperare la mine acasă, dar a fost ok ce am avut. Da, atunci te gândeai că o să faci performanță? Sincer, da. Pentru că am crezut în mine și am văzut viața altfel. Nu știu cum să vă explic. Dar te gândeai că te duci la Scandenberg? La Scandenberg nu. Deși aveam potențial, am fost îndrumat de către alți sportivi.
Am făcut o încercare, mi-am improvizat o masă și am început să practic de performanță, ca să zic așa. Și uite că ai ajuns campion național. Vedem da. Fotografii din diferite competiții, vedem imagini care cu siguranță îți fac plăcere și oricum viața ta a început să se schimbe în bine după accidentul acela, că nu te-ai dat bătut, ai cunoscut-o și pe Liliana. Exact, da. Aveai 20 de ani când ai cunoscut-o? Cum ai cunoscut? 20 de ani, da. Neîmplinit. Cum a fost Liliana, ia zi. Cum? Să fie ciudat. Eu eram în vacanța anului 3 de facultate. Nu știu, aveam colegi din liceu, în zonă, exact, da. Pe la el. Nu știu, a fost ciudat. Oricum, într-o lună ne-am cunoscut și cam atât a debutat relația. După cunoscut, ne-am cunoscut în căsnicie, ce a fost mult deci, mai greu. Deci după o lună greu. V-ați și căsătorit? Practic, da. Adică v-ați cunoscut da, o lună da. Și v-ați și căsătorit. Da. Și în toată perioada l-ai văzut ca un bărbat nu. Puternic niciodată? Dar nu-l cunoșteam, eu nu știam nici povestea lui, nimic. Ne-am cunoscut așa. Adică, pe știu când ai aflat că de fapt are și problema cu piciorul și tot? Păi... Mi-am dat seama, oarecum am văzut că merge puțin mai ciudat, auzisem ceva că a fost cu sora mea prin liceu, știam vag despre cazul lui, erau vreo 3 ani, cred că, de la accident. Cam așa. Și m-am gândit mereu, dar nu știu de ce, în cei 3 ani din trecut, o întrebam, ce mai face fără să-l fi văzut vreodată, fără să știu cine este, cum arată sau așa, chestii de genul și... Îmi spunea, măi, dar ce te interesează? Păi uite, m-a afectat prea mult, că e de seama noastră, avem frate, suntem 3 frați. Și, nu știu, așa a fost să fie, să-l cunosc după 3 ani. Întrebând și... când și când de el, ce mai face? Deci tu practic mai întrebai pe sora ta pe care fusese în liceu cu el, ce mai face colegul tău? Pentru că uite, săracul ce a pățit, avem și noi frați, de asta mă gândesc. Exact, și după 3 ani l-ai cunoscut și după o lună de stat împreună v-ați căsătorit. L-am cunoscut, l-am văzut noi... Avem facultățile vecine. Da. Eu stăteam la cămin, el venea și mergea la facultate, făceam naveta. Da. Și într-o zi, chiar când am început anul 3, l-am văzut în poarta facultății lui, nu știu, nu pot să dau nume dacă am voie sau nu, și am zis Gianinei, surorii mele mai mici, zic, mie îmi place de băiatul acela. Dar a fost așa o chestie de moment. Măi, zice, păi tu știi cine e băiatul acela? Este Sergiu. Băiatul avea de care tu întrebai mereu. Avea șuvițe blonde, dar avea o altă mașină pe atunci și zice, păi este Sergiu. Care Sergiu? Băiatul despre care tot mă întrebai tu. Și au trecut vreo 10 luni, adică aproape un an de facultate, până când în vară am luat vacanță și ne-am cunoscut. Fără să mai întreb, fără să avem vreo legătură, vreo nimic, absolut. Să ne vedem. Și l-ai cunoscut pe Sergiu ca un bărbat puternic care niciodată nu s-a victimizat? Da, are un ego atât de puternic, pe noi ne depășește, enorm. Deci, nu știu, este foarte, foarte ambițios, adică el, dacă oricum e o fire, este zodia pești. Dacă vrea să fac ceva, face, nu îl dă nimeni înapoi. Deci, nu. Și iată că după 4 ani a apărut Antonia. Da, da. Chiar da. Primul și copil. După 11 luni, Maria. După 11 luni, Maria. Maria, da. Ce poate fi mai frumos? Chiar nu ne-am dorit nimic mai mult decât să fim sănătoși, să se facă mari. Restul ne ocupăm noi. Chiar ne ocupăm destul și, de... Uite, spuneai că o caracteristică a zodiei care e faptul că l-a făcut să fie foarte hotărât în tot ceea ce face și de la fitness a trecut la Scandenberg. Dar și a ajuns campion național. El asta ne spunea tot timpul, păi o să fac și la un dat a ajuns să se ascundă, să ne mai spună, crezând că noi nu îl susținem și eu și mami. Soacra mea, că stăm cu mami, că nu-l susținem, dar noi ne gândeam, Doamne, dar unde o să ducă? Că noi am vrea să-l arătăm că credem în el, dar nu știu, ne era teamă că vedeți realitatea care este și chiar ne gândeam, oare o să fie ok, cum visează, să nu fie dezamăgit? Și uite să nu că fie... visele lui au devenit realitate pentru că a devenit campion național. Da, acum 2 ani ai participat prima dată la concurs, nu? Da, acum 3 ani am participat prima oară la concurs. A fost un concurs, de fapt, ca să spun așa, în ordine cronologică, primul meu concurs l-am organizat la mine unde antrenez prietenii, da, la mine acasă. Nu, mama. Bineînțeles, cu medalii, diplome și așa mai departe. Atunci a fost prima medalie obținută de mine că... Sper că nu te-a bătut nimeni la tine acasă acolo. Bineînțeles că am încercat să fiu tare. Și după care am mai organizat un concurs lângă zona noastră, tot așa cu cupe, medalii, diplome. Iar la un moment dat am considerat că am potențial foarte bun și că ar fi dar cazul să participe. Du-te la Scandenberg, Sergiu.
Niște prieteni, da, care erau în domeniu, făceau Scandenberg de performanță, m-au îndrumat pentru că au văzut că nu prea îmi fac față la Scandenberg. Și am zis, hai să încerc, totuși, să merg mai departe. Am participat la naționale, am luat locul 1 și 2, ambele brațe. Am participat și la europene, am luat locul 3 la europene. Bravo, tati! Mulțumesc! Și am mers mai departe, pe domeniu. Aici ai pe categorii? Da, da. Și tu la ce categorie ești? Minus 100 am fost. A, la minus 100, eu sunt minus 90, că mă băgam acum. Nicio problemă, că sunt pe deficit caloric și am tot 90. Da. Cu cine mai e foarte tare la Scandenberg? Păi, bunul meu prieten Radu Valahu. Da. Îi mulțumesc pe această cale pentru că m-a îndrumat și mi-a fost alături. Oncescu? Ion Oncescu, da. Și mai sunt mulți alții care s-au făcut cunoscuți prin, tot așa, prin concursuri. Deci tu ai medalia de aur campion, da, național la Scandenberg. Da. Ce urmează în viitor? Păi în viitor mi-am propus tot așa să continui cu Scandenbergul. Acum ești locul 3 în Europa. Locul 3, da. Dar am participat când a fost la noi în oraș și în București. Pentru că nu mi-am permis, a fost și în Bulgaria și nu prea mi-am permis, pentru că Scandenbergul la noi în țară este condus de o asociație și nu federație și nu prea stă bine cu bănetul, cu sponsorizări și cu chestii de genul. Și m-am dus pe buzunarul meu, unde m-am dus la orice concurs, da, tot timpul. A trebuit să renunț la anumite chestii din casă ca să-mi iau suplimente, ca să-mi iau chestii de genul, ca să pot să... Adică să mă ajute la... A trebuit să vinzi lucruri ca să poți să ții sau să nu cumperi lucruri ca să... E mult spus să vând, să nu cumpăr. Să nu cumperi ca să, nu... să poți să, exact, te... da, să te întrezi. Să nu cumpăr ca să poți să-mi iau suplimente, să poți să-mi iau tot felul de chestii, vitamine, ca să poți să continui cariera, să merg mai departe. Sergiu, să ai baftă, ești ambițios și sper să ne vedem aici pe canapea și să spui, bă, sunt locul 1 în Europa și acum particip pentru campionatul mondial. Mulțumesc frumos. Să ai baftă, să-ți trăiască familia, ai două fete superbe. Mersi frumos. Și eu cred că atunci când te uiți așa la ele, pe lângă exercițiile pe care faci tu la sală, cred că ele îți dau cea mai mare putere. Da, ele sunt motivația mea și pentru ele respir zi de zi. Iar am înțeles că tu ești cel care te ocupi cel mai mult de ele, pentru că Liliana are serviciu, da, și înseamnă că tu trebuie să ai grijă de ele. Da. Foarte frumos. Să ai multă baftă și mulțumim mult de tot. Și multă sănătate. Și multă sănătate, că e mai bună decât toate. Da. Nu vreau să-l pun acum, că... gata, am câștigat. Mulțumim mult de tot, Liliana, îți mulțumim. Fetelor, să aveți o vară frumoasă. Iar el este campionul nostru la Scandenberg, așadar, îi mulțumim mult de tot că a venit. Ia, numai o secundă. La mine nu se vede de la cămașă.